Cine nu știe imaginile de la Revelionul din stradă din New York, când la trecerea dintre ani piața este inundată de confeti strălucitoare? Piața Mare din Sibiu va semăna măcar din acest punct de vedere cu orașul american. La miezul nopții, organizatorii concertului mai au o surpriză pentru pătecăreți. Urările de la mulți ani și paharele cu șampanie se vor auzi și se vor ciocni sub o ploaie de confeti strălucitoare. Cum stă bine oricărei petreceri de Revelion. Se întâmplă în premieră acest lucru la Sibiu. Aceasta în lipsa artificiilor care nu vor mai avea loc în acest an conform deciziei primăriei. Subiectul unei noi străzi care să pornească din intrarea Arieșului și să iasă în Calea Dumbrăvii, peste fosta bază Tursibi, este subiectul dezbătut și propus la nivelul primăriei de mai bine de 3 ani. Acum însă se fac primii pași pentru realizarea proiectului. O firmă din Alba a întocmit planul urbanistic zonal care a fost supus dezbaterii publice. Sibienii care au propuneri sau sugestii le pot trimite primăriei Sibiu. Reducerea numărului de reprezentanți ai Consiliului Județean în AGA a Drumuri și Poduri SA a creat controverse încă de la început. Consilierul județean Gabriel Tischer de la FDGR, unul dintre reprezentanți, a demisionat din funcția de membru AGA Drumuri și Poduri ca mod de a protesta. Proiectul de hotărâre pentru numirea în locul său a lui Gheorghe Sterp Vingerzan, PNL, a fost retras de pe ordinea de zi a ultimei ședințe ACJ, iar acum repus pe masă pentru vot. Daniela Câmpean a avut însă o surpriză. USR, FDGR și PSD s-au aliat și au votat împotrivă. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.